Această situație a fost una creată artificial de managerul Spitalului Județean Brăila, de doamna Râșnoveanu. Dacă doamna Râșnoveanu ar fi avut un comportament normal, așa cum o cere această perioadă, și ar fi avut o comunicare permanentă cu toate instituțiile implicate în gestionarea acestei crize, cu siguranță nu s-ar fi ajuns la situația pe care am trăit-o, să ajungem să mă întoarcem pacienți din drum, să-și fac niște oameni bagajele, calculul, să transferă sau ajung să transfere sau nu ajung să transfere și atunci, cu siguranță, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Firul evenimentului, așa cum îl cunosc eu, este următor. Pe data de 7 mai, pentru că toate spitalele din România raportează la București numărul de paturi libere, numărul de paturi ocupate din secțiile care sunt destinate tratării pacienților cu COVID, noilor infectări și așa mai departe, e o comunicare zilnică. Doamna Râșnoveanu a fost contactată de reprezentanții Centrului de Coordonare și Intervenție la nivel central și a fost întrebată dacă la Brăila poate primi niște pacienți cu COVID din Franța, pentru că acolo numărul acestora a crescut destul de mult și erau internați, nu erau tratați în carantină, erau internați în spital, deși erau asimptomatici, deci am înțeles. Doamna manager și-a dat acordul pentru ca pacienții din Franța să fie transferați la Brăila. Unii dintre acești pacienți fiind cadre medicale, prieteni și cunoscuți de zis. O chestie normală să te cunoști cu medicii din alte județe, mai ales din cele limitrofe. Deci doamna Râșnoveanu a știut foarte bine ce face, a știut că pacienții respectivi nici măcar nu vor să transfere la Brăila, dar a raportat la București că este dispusă să primească acești pacienți de la Franța, din Franța, din județul Franța. Ulterior, și cred, asta n-am de să știu, dar cred că singura persoană care i-a comunicat oficial acest lucru a fost președintele Consiliului Județean, domnul Chiriac, care, într-o veselire fără margini, a și ieșit public și a comunicat, a transmis, că nu niciun fel de problemă, la Brăila suntem pregătiți și putem primi cei 20 de pacienți de la Franța, din Franța, să-i primim și să-i tratăm în Brăila, pentru că la noi situația este ținută sub control și cadrele medicale sunt pregătite pentru astfel de intervenții. Eu nu știu, asta e comunicare publică, adică nu poate să nege chestiunea asta. Din informațiile pe care le am, la nivelul spitalului, nu a fost o discuție cu privire la transferul acestor pacienți. Medicii din Spitalul Județean Brăila nu au fost informați cu privire la acest transfer. A fost o decizie unilaterală pe care a luat-o în urma unei convorbiri telefonice doamna Râșnoveanu. Doamna manager Râșnoveanu. După ce și-au dat seama că n-au gestionat cum trebuie lucrurile și situația a început să inflameze, atât primarul cât și președintele Consiliului Județean au ieșit cu o nouă comunicare și, vezi, doamne, datorită intervenției pe care au făcut-o ei, pacienții de la spitalele din Franța nu au mai fost transferați la Brăila. Realitatea este următoarea. Pacienții aceia nici nu vreau să fie transferați, fiind asimptomatici și neavând motive reale să fie internați, puteau fi tratați foarte bine și în carantină, și fiind medici, mare parte din ei știau care sunt riscurile, inclusiv la transport, au refuzat transferul. A doua chestiune, faptul că cei de la PSD au început să aibă alte obiective decât gestionarea corectă, coerentă și transmiterea informațiilor către public, așa cum sunt ele în realitate, este o problemă care trebuie să ne îngrijoreze. Dacă în toată perioada asta, până acum, lucrurile au fost axate pe tratarea cazurilor noi apărute, acum pentru că ușor, ușor mergem către panta descendentă a infectărilor, începem să ne relaxăm și începem din nou să avem tot felul de teme care să sperie cetățenii și care să inducă panica în populație, ceea ce este o mare greșeală. Toate lucrurile astea se vor întoarce împotriva lor în final. Eu cred că principalul vinovat pentru toată această situație, care a fost creată artificial, doar ca cei de la PSD să poată repoziționa, este doamna manager a Spitalului Județean. Și vă spun că, deși nu are
o autoritate și o putere directă în raport cu managerul spitalului județean. Dacă aș fi prefectul Plăirii astăzi, eu vă spun că aș demara procedurile necesare pentru demiterea doamnei manager. Pentru că nu este prima dată când greșește. Prin decretul din Institutul de Stări de Urgență spune clar cine are competență, mă demite persoane care nu își fac treaba corect. Și nu pot spune, nu pot să cred că doamna Bojbăveanu este responsabilă pentru faptul că la Plăirea s-au vindicat pacienții și pentru faptul că la Plăirea nu au fost multe infectări cu COVID, pentru că dânsa era plecat în serie când a început pandemia, a fost în carantină o perioadă de timp, n-a putut să vină la spital, deci oricum, sunt medici de acolo care și-au făcut treaba și faptul că ei nu au fost responsabili, asta este primul motiv. Revin, ar trebui demarate procedurile legale și informate structurile care au responsabilitate și autoritate în a lua decizii cu privire la demiterea managerului la spitalul Brăila, a doamnei Rejnoveanu. Pentru că nu este prima dată când greșește și creează panică. S-a întâmplat când a fost vorba de stabilirea centrelor de COVID, când a fost vorba de spitalul din Brăila și spitalul din Galați, cum se împartă pacienții și așa mai departe. Tot pe surse, la momentul respectiv, tot cu niște hârtii apărute pe surse și tot plecate din spital, s-a creat o întreagă dezbatere în spațiu public că Brăila ar trebui să nu primească pacienți de la Galați, că noi ne implavizăm aici și rămânem pe poziții. PSD-ul ăsta și-a dorit tot timpul la Brăila, să creeze o zonă închisă, astfel încât să nu intre informațiile, să nu iasă informațiile din județul nostru și să rămânem tot timpul sub influența mesajelor transmise de PSD. Dar lucrul ăsta trebuie să înceteze și sunt convins că părinții sunt mult mai informați decât în alte perioade și acum își dau seama fie de situația asta și de modul în care a fost gestionat. La vremea respectivă, tot neoficial, tot fără ca prefectul Brăilei să știe, nici atunci, nici acum, în mod oficial, cu privire la decizia, la niște propuneri avute de DSP de la momentul respectiv, acestea au fost făcute publice de tot de managerul spitalului județean și la momentul respectiv, situații care a dat PSD-ului o temă de dezbatere, o temă falsă de dezbatere, și o temă care a creat multe animozități între cei de la Brăila și cei de la Galați. Dar vă spun un lucru. Dacă se va întâmpla ca pacienți, după ce termină cu perioada asta, din Brăila sau din altă parte din țară, să aibă nevoie să meargă la spitale din București sau la spitale din Cluj sau la spitale din Timișoara sau la spitale din Arad, pentru că cei de acolo au primit pacienți pe numai capacitatea lor maximă. Așa a fost situația. Au mai multe cazuri, după care chiar trebuie să ne răspundă cei de acolo, că nu primesc pacienți de la Brăila, pentru că primarul Dragomir și cu președintele Consiliului Județean refuză să aibă o interacțiune în asta organizată între spitale și să trateze pacienți care într-adevăr au nevoie. Dacă pacienții respectivi erau în stare gravă și viața lor depindea de acest transfer și ei aveau familie și pacienții respectivi au familie, au părinți, au copii, au rude, gândiți-vă că ar fi fost cineva din familia noastră, din familia fiecare dintre noi, în această situație. Ne-a fi dorit un transfer care să fie salvator și să încercăm să salvăm viața pacientului. N-a fost cazul acum și lucrurile s-au calmat. Asta este un lucru bun. Dar și comunicarea contează, pentru că în perioada asta toată lumea urmărește ce se întâmplă. Și nu este normal să radicalizăm situația. Faptul că la Brăila, repet, nu sunt cazuri și nu avem probleme mari cu acest virus, nu se datorează unui singur om. În primul rând, se datorează măsurilor pe care guvernul normal le-a luat în această perioadă, pentru limitarea extinderii și infectării populației cu acest